Din cele 270 de autorizații taxi puse la dispoziție de municipalitate, mai sunt disponibile 13 pentru că au fost taximetriști care au renunțat să mai practice această meserie și nu au mai existat doritori să obțină un astfel de certificat. Potrivit datelor oferite de reprezentanții compartimentului de transport și monitorizare din cadrul primăriei, din totalul autorizațiilor, 133 au fost emise persoanelor fizice și 124 societăților de profil. Numărul taximetrelor este mai mare în condițiile în care, raportat la numărul de locuitori din municipiu, ar trebui să fie 244. În luna ianuarie anului viitor va avea loc operațiunea anuală de vizare a autorizațiilor de taxi. Taximetriștii independenți și firmele de profil din Giurgiu își pot prelungi licențele dacă depun documentele necesare între 1 și 30 ianuarie 2014.